În această zi, bunica pe nume Alina s-a dus să-și viziteze fiica. Cât de cald este la voi în casă! Măcar ferestrele deschideți mai des. Până am ajuns la voi, m-am încălzit. Tatianei la fel era cald și i-a pornit mai tare ventilatorul. Iată așa ne salvăm acum, dar nimic nu ajută. Vara abia a început și e așa căldură mare. Ei bine, spune-mi tu ce mai faci, pe unde ai fost astăzi? Bunica i-a spus că a cumpărat ceva de mâncare, iar pe drum a mers la un notar. Fiica a întrebat brusc, cum adică? Vrei deja să ne lași? E prea devreme pentru tine, trebuie să mai trăiești, te-ai pensionat recent. Deși să fiu sinceră, cu ecologia noastră și cu nivelul actual al salariilor, nici nu m-aș mira că nu vom ajunge să vedem zile strălucitoare. Am fost la notar ca să rezolv problema cu apartamentul vostru. După cum știți, îmi aparține și acum mă gândesc cui să-l las. Este firesc că toată lumea trebuie să fie luată în considerare, iar nimeni nu trebuie să fie uitat. În general, o să reflectez pe îndelete, iar apoi îți voi spune totul ție și lui Victor. Ele au mai vorbit puțin, apoi Tatiana și-a petrecut mama. Peste 30 de minute a venit fiul Tatianei. Mamă, la noi în vizită a fost bunica? Tatiana s-a încruntat și a întrebat. De unde ai luat-o? Și cum ți-ai dat seama de aceasta? Kirila a chicotit și a răspuns. Dar ea are o astfel de apă de colonie veche, care miroase apelin. Ei bine, nu mai vorbi așa despre ea, i-a zis mama. Apropo, noi locuim în apartamentul ei. Bunica a fost cea care ne-a dăruit spațiosul sau apartament cu 3 camere, în timp ce ea locuiește înghesuită într-un apartament cu o cameră și ar trebui să o apreciezi pentru aceasta. Și nu doar să ai îndrăzneala de a folosi un limbaj urât asupra ei, ar fi mai bine să o vizitezi și să afli cum se descurcă singură. Kiril nu a vrut să facă asta, dar sub presiunea mamei sale a fost de acord. Bine, de îndată ce voi avea timp liber, cu siguranță o voi vizita. Dar nu e nevoie să-mi vorbești despre asta tot timpul, căci mi se creează impresia că bunica se simte rău și are nevoie de îngrijire. Acest lucru era deja deprisos și când acesta și-a dat seama că a făcut o gafă, a primit ca răspuns o întreagă tiradă de moralizare. Nu ți-e rușine! Bunica Alina te îngrijește din copilărie, pe când eu și cu tatăl tău câștigam bani și am ieșit în lume. Ea nu dormea noaptea. Apoi, ea s-a mutat într-un apartament modest, lăsându-ne în acest apartament spațios. Bine, tatăl tău o să vină acasă de la serviciu și voi spune totul. Apoi vei ști tu. Este posibil ca fiul să se fi speriat. Dar să nu fie arătat aceasta. Ok, asta e tot. Eu nu am timp. Mă duc la un prieten. Trebuie să facem un proiect împreună. În curând trebuie să le prezentăm, dar noi nu am pregătit nimic. Păi, dacă te-ai plimbat mai puțin pe străzi, nu ar fi trebuit să te plângi acum, a spus mama. Dar nu nimic. Când tatăl va afla totul, într-o clipă viața ta liberă se va sfârși. Seara, Victor a venit, iar Tatiana i-a spus în primul rând totul. Soțul a ascultat-o și i-a răspuns. Așa cum ai decis, îl lipsim pe fiul nostru de banii de buzunar. Dar asta nu e tot. Acum, după facultate, el va veni imediat acasă, iar pe mama ta ar trebui să o viziteze. Dar sunt deranjat de faptul că locuim într-un apartament străin. Cine știe, poate deodată soacra vă decide să vândă apartamentul. Iar noi unde să mergem atunci? Tatiana ridică din umeri. Nu cred că va face una ca asta. Dacă avea această intenție, era să mă anunțe. Apropo, când mama a fost în vizită astăzi, a spus că a fost la notar. La început nu am înțeles de ce, iar apoi mi-a explicat că se va gândi cui să prescrie apartamentul. Desigur, aceste cuvinte nu l-au liniștit pe Victor. Da, și apoi va veni vreo rudă și va trebui să ne mutăm de aici. Știi și singura că părinții mei locuiesc în sat. Acolo nu există perspectivă și este puțin probabil să ne înțelegem cu ei. Tatiana știa despre aceasta și a sugerat să nu se grăbească să tragă concluzii. De ce să ne agităm dacă nu știm încă nimic? Nu ar fi mai bine să mai așteptăm puțin? Soțul care a răspuns a dat din cap. Ok, hai să facem cum spui tu. Până atunci, sună-l pe Kiril și întreabă-l unde este. Ar fi bine să-l chemi acasă. Mâine, după facultate, va merge la bunica și o va ajuta să scape de gunoi. Ea a spus cândva că întregul ei dulap era plin de lucruri vechi. Tatiana și-a sunat mai întâi fiul pentru a se asigura că acesta nu a oprit telefonul. Apoi i-a spus că tatălui știe totul și l-așteaptă acasă. În 30 de minute a apărut Kiril. Ce-i cu această grabă? Abia recent am ieșit din casă. Auzind vocile, tatăl a ieșit din dormitor. Fiule, distracția ta s-a terminat. Nu vei mai merge la prietenii tăi până nu o să te schimbi. Du-te și învață.
Peste jumătate de oră te așteptăm la cină și, crede-mă, vom avea o discuție foarte serioasă cu tine. Kiril și-a ascultat tatăl și a mers în camera sa. Tatiana, desigur că a auzit toate acestea și i-a spus soțului: nu ești prea sever cu el? Poate ar trebui să fie un pic altfel. Dacă ne purtăm moale acum cu el, atunci îl vom pierde complet, a spus Victor. Și înțelege, copiii trebuie să fie educați până când se lasă educați. Timpul va trece și nu vei putea face nimic. Vei fi surprinsă că fiul tău este nepoliticos cu tine. Înjură și atunci va începe și el să te trimită undeva. Niciunul dintre aceste avertismente nu era nou pentru ea. Kiril era într-adevăr scăpat de sub control, ca să nu spun că a scăpat complet de sub control, dar de multe ori el nu-și îndeplinea treburile casnice elementare. Totul trebuia să facă mama, iar Victor a spus adevărul când a făcut aluzie la viitorul fiului său. O jumătate de oră mai târziu, după cum a convenit, Kiril a venit la cină. Am făcut puțin temele și acum vreau să mănânc. Și de ce aveți fețele atât de triste? A murit cineva sau ce? Mama nu a răspuns. Fapt pentru care a început tatăl. Toată lumea este în viață. Problema este că tu nu vrei să ne înțelegi. Iar de acum înainte, vei veni direct acasă de la facultate. Fără prieteni și aceasta este decizia mea finală. Și de asemenea, mâine vei merge să-ți vizitezi bunica și o vei ajuta. Fiul a luat cina și cu o privire nemulțumită s-a întors în camera sa. Victor și Tatiana au rămas în bucătărie. A doua zi, imediat după facultate, Kiril a venit la bunica sa. Ea s-a uitat la el și i-a spus: de ce ești mereu atât de nervos? Nu te poți controla? Bine, vom discuta mai târziu. Am pregătit câteva pachete acolo. Trebuie să scoți vechiturile din dulap. El e plin aproape de vechituri, așa că poți să-l golești și să le scoți încet pe toate. Dar tu ce ai de gând să faci? Să mă comanzi sau ce? A zâmbit nepotul. La care bunica Alina i-a răspuns: nu, te poți descurca și fără șefi. Prietena mea mă așteaptă, mă duc la ea, iar tu vei aranja singur lucrurile deocamdată. Bătrâna a plecat, iar Kiril a început să pună lucrurile vechi din dulap în pachete. Dar el nu vroia doar să-și piardă timpul, așa că s-a apucat să caute în dulapuri și în optiere. El s-a gândit că va găsi niște obiecte vechi și le va vinde profitabil. Timp de 30 de minute, s-a învârtit prin apartament și a verificat fiecare colț. Iar acum, pe neașteptate, s-a găsit o nișă sub dulapurile inferioare. Kiril puse mâna acolo și a pipăit un pachet. L-a scos și a început să-l desfacă. Mare i-a fost surpriza când o sumă substanțială de bani era în mâinile lui. Și judecând după tipul bancnotelor, în pachet era aproximativ 1 milion de lei. Apoi se auzi ușa și băgă repede pachetul în buzunar și închise nișa. Când bunica a intrat în cameră, Kiril deja termina să strângă toate lucrurile vechi în pachete și le-a dus la grămadă de gunoi. Iar bătrâna i-a dat și niște bani pentru aceasta. Băiatul i-a mulțumit și a plecat repede, de parcă s-ar fi grăbit. 30 de minute mai târziu, mama a sunat-o și a întrebat-o pe bunică: ce face fiul meu? Te ajută? Bunica a răspuns că el a făcut totul și a plecat acasă. Dar în seara aceea și nici măcar noaptea, Kiril nu a apărut acasă. Apoi el a sunat și a spus că este în alt oraș. Firește, părinții erau alarmați. Cu toate acestea, fiul nu le-a explicat nimic concret. Mamă, așa ar trebui să fie. Îți voi explica totul imediat ce ajung. A doua zi, bunica a sunat și a strigat: mi-am pierdut toate economiile, iar în afară de Kiril, în apartament nu a fost nimeni. Victor și Tatiana nu au vrut să creadă, dar toate faptele au indicat spre fiul lor. Și apoi, parcă intenționat, Kiril a încetat să mai comunice cu ei. Poate a oprit telefonul pentru că era frică că va fi certat. Mama și tatăl au încercat fără succes să-l găsească. Și de asemenea, au fost nevoiți să o rețină pe bunică pentru ca aceasta să nu meargă la poliție. Orice ar spune, dar aceasta nu este 5 sau chiar 10.000, ci 1 milion întreg. Bătrâna l-a adunat multă vreme, iar felul în care urma să-l cheltuie este doar treaba ei. Dar femeia a venit singură la ei și a clarificat situația. Nu credeam că nepotul meu va fura banii, dar eu făceam economiile pentru a-i procura lui apartament. Dar nu-i nimic, știu cum să mă răzbun frumos. Tatiana și Victor schimbară privirile. Cu toate acestea, bunica e liniștit. Nu vă faceți griji, nimeni nu-l va băga la răcoare. Am o cunoștință în poliție, așa că vom folosi relațiile lui. Kiril s-a gândit că acești bani vor fi suficienți pentru mult timp. El nici nu avea de gând să se întoarcă, dar aminte să-și termine studiile. Dar s-a întâmplat că acolo, unde băiatul se ascundea, nu existau elemente mai puțin criminale.
În cele din urmă, banii rămași au fost furați. Cum s-a plâns când a sosit și nu și-a găsit averea? Timpul a trecut și nu mai avea bani deloc. Părinții îl sunau des, dar el nu le răspundea. Și atunci el a înțeles că trebuie să se întoarcă. Cu siguranță este periculos, putea merge la închisoare. Dar Kiril nu s-a gândit la aceasta. A sperat că părinții și bunica îl vor ierta. Dimineața, el și-a sunat mama. Știu că ești supărată pe mine, dar sincer îmi pare rău pentru ceea ce am făcut. Banii s-au terminat, sau mai bine zis, mi-au furat. Veniți după mine! Deși Tatiana era supărată, l-a convins pe Victor și au plecat în alt oraș după fiul lor. Băiatul a fost găsit într-un vechi cămin de timp familial. O oră și jumătate mai târziu, toată lumea s-a întors, iar Kiril a dat ochii cu bunica lui. Iartă-mă dacă poți, sunt vinovat. Este clar că scuzele lui nu însemnau nimic. Este o scuză întârziată pentru actul său imoral. Bunica arătă spre canapea. Așează-te și ascultă-mă. Eu am hotărât totul în pace. Vei lucra și vei câștiga acești bani. Vei continua să studiezi și să câștigi bani în plus. Ți-am găsit și un loc de muncă pentru tine, o profesie potrivită chiar pentru tine. Servitor vei fi. Îmi vei întoarce toți banii. Eu acești bani i-am adunat pentru achiziționarea unui apartament pentru tine. Kiril și-a dat seama că și-a distrus complet relația cu ea și s-a privit parțial de viitorul său. Este bine că măcar nu au scris o plângere împotriva lui, ci pur și simplu l-a forțat să întoarcă banii. A venit timpul să se anunțe testamentul, iar bunica a făcut-o. Ea a vrut să împartă totul în mod egal, dar ținând cont de modul în care s-a comportat nepotul ei, i-a oferit Tatianei jumătate din apartamentul lor. Iar partea a doua i-a moștenit-o nepoatei. Nepotul nici nu figura deloc. După ce detaliile testamentului au fost clarificate, Tatiana și Victor l-au lipsit complet pe fiul lor de bani. Acum el muncește pentru a întoarce banii și speră că în curând, când se va stabili, va putea pentru totdeauna să părăsească cuibul părintesc. Toată moralizarea pe care i-a spus-o tatăl său nu a funcționat. Kiril a rămas să fie o persoană vicleană și cu voință slabă. În viitor a avut parte doar de ghinion. A schimbat mai multe locuri de muncă, s-a căsătorit și apoi divorțat. Iar acum locuiește cu o femeie care îl ține sub călcăiul său. Deși nu cu totul tristă, dar cu siguranță soarta ingrată l-a cuprins.